Mă dau cu două pe... cu monociclu pe dună! Wow! Coaste! Salam aleikum! Salutare prieteni, salutare din Oman! Noi acum mergem spre sudul Omanului și ne-a oprit în drum, într-un loc așa mai deosebit, pe niște dune albe de zahăr. Și o să încercăm acum să le vedem și să le explorăm. Chiar dacă nu prea mâncăm noi zahăr, am zis că pe asta trebuie să o încercăm. Iată, ăsta a fost locul nostru de campare, un pic cam vânturos, dar a fost ok, să zicem. Seara umiditatea era mai ridicată, acum sunt undeva 60% umiditate, 30 de grade temperatura și este perfect, în special afară. Și în interior, dacă deschidem toate ușile, la fel e perfect. Însă noaptea a fost un pic cam cald, deoarece noaptea s-a ridicat umiditatea până pe la vreo 75% și fiindcă a trebuit să închidem ușile, deoarece era și vânt mai puternic decât azi. În interior era mai cald, în special că am lucrat la vloguri și de la laptop s-a înfierbântat, că laptopul când edităm vloguri, a meu în special, se înfierbântă și respectiv se înfierbântă și în interior. Azi însă vrem să mergem, uite încolo, vedeți cum e marea, așa un turcoaz plăcut și nisipul este mai deschis la culoare, este practic alb. Dar dacă o să mergem încă mai încolo, nisipul devine tot mai alb și mai fin și ai impresia că mergi pe niște dune de zahăr. Și locul ăsta așa se numește, Sugar Dunes. O să încercăm să luăm monociclurile, să mergem noi deasupra, de-a lungul malului ăsta, deoarece fiindcă mașina noastră nu e 4x4, avem monociclul care este 1x1. Dar s-ar putea să-i sprăvească, nu știu. Dacă dăm drumul la presiunea din roți, s-ar putea să reușim să mergem prin nisip, în special pe lângă plajă unde nisipul este mai tare. În caz că nu reușim, le luăm în mână și trecem obstacole, e mult mai simplu. La mine cauciucul este mai gros, vedeți, decât la luminița. Am dat drumul la presiunea din roți la monocicluri. La luminița cred că încă e prea moale, dar sper să fie ok, că ea e mai ușoară. Și la mine e mai gros cauciucul, vedeți? La lumința mea e subțire și pe nisip, cu cât e mai gros cauciucul, cu atât mai mult se ține la suprafața nisipului, are o suprafață de contact mai mare, iar cu cât mai slabă presiunea din roți, roata iese, apasă așa când mergi pe ea și respectiv contactul cu nisipul devine încă mai mare, adică mult mai mare, dacă iei presiunea maximă, ea este rotunjită așa și are un contact foarte mic cu nisipul. La mine chiar dacă roata e mai groasă, luminița e mai ușoară și respectiv presupun eu că ar trebui să fie cam plus minus aceeași experiență. Luminița pe monociclul meu ar duce-o mult mai bine, dar mă rog. Deci este un pic de mizerie pe plajă. Ui! Fin nisipul aici! Da, nu putem să mergem. A? Apă! Păi aici trebuie să trecem cumva. Da, prima dificultate e să trecem de părăiașul ăsta. Și am ocolit așa, printre gunoaie am ocolit părăiașul și am găsit până la urmă. Cum să trecem de partea ailaltă? Deci o să fie interesant. Parcă merge ok până ce. A, zboară păsările. Câți pescarăși pe aici sunt? Băi, mergi bine monociclul pe plajă. Opa, am găsit o broască țestoasă moartă. Da, de ceva timp aici. Uite da, că... uite că e. Sărmână, ouleu. Aici probabil sunt mai multe broaște țestoase, trebuie să fim atenți. Să vedem, poate găsim broaște țestoase din alea mici care vin. Thank you.
Plaja peștilor, vietăților marine moarte. Mama mea, e un pește îngust. Are un cap ascuțit așa. Cred că are vreun metru în lungime și are o grosime cât mâna lui Costi. Poate și mai mult. Wow. Chiar că e plaja morții aici. Aulea, asta e a doua țestoasă pe care o vedem moarte. Și am mers foarte puțin. Vai de ea. Asta stă de câteva zile, cred că o zi, două, dacă stă aici pe plajă. Este toată înflată. Vai de ea, sărmană, îmi pare rău. Plaja asta e extrem de lungă, uite că deja nu se mai vede vânul nostru în spate. Are undeva între 15 și 20 de kilometri, așa după cum am văzut pe hartă. Și noi trebuie să mergem cam jumătate din această plajă, undeva vreo 9-10 kilometri, după care o să apară dunele mai albe. E frumos oricum plimbarea cu monociclu pe plajă. Cu părere de rău, este foarte mult plastic și murdării. Mai sunt, mă rog, și pești morți, ați văzut broaște moarte, dar în general e frumos. Pescărușii cum zboară, uitați-vă. Și se odihnesc plajă și noi îi deranjăm. Aici, dacă nu greșesc, asta este un calamar gigantic. Nu pune mâna! Asta este un calamar gigantic, mort. Așa seamănă. Mamă, e cât două tăi de-a tale. Wow, cât de mare! Da, și uite ouăle astea. Dar ăsta nu sunt ouă, ăsta cred că e un cap de pește ceva. Nu știu, ia-mi dat să vedem cuibul. Mai scurt, fructe de mare, care vrei. Seme mâncate de pescăruși. Pescăruși. Super dolofan de aici. Ce uda? Și uite, iată, asta lumnița zice că e scoică, dar mi se pare că asta e gura calamarului. Da, da. Limba. Limba lui, da. Seamănă, iată, dacă o vedeți. Iată, aici. Interesant. Da. Pescărușii de aici au tot felul de fructe de mare la dispoziție. Well, după câte văd, drumul trece în coadă. Deci trebuie să mergem acum prin deșert. Și aici nisipul este mult mai moale. Uite așa și nisip roz. Uite că e cu bucăți de scotch roz. Ia cât e de interesant. Da, fain. Chiar super tare. Mielcușor roz. Hai să încercăm să mergem prin nisip. Poți luminița? Hai să vedem. Cam greu. Cam dificil. E prea moale. Oi, cât e de moale. Foarte, foarte greu merge. Oi, uite, mai încolo e mai tare. Stai! Hai că e și mai tare, vină încoa! Iată localnicii deșertului. Cămilele. Dromaderi se numesc, da? Cum? Localnicii tot cămilele spune. Ui! Aici e nisip, dar poți să mergi pe el, adică e un pic mai tare. Acolo a fost un nisip mai moale. Ia să vedem. E nisip atât de alb și fin. Putem merge. O, pardon. Atent, atent. Monociclurile. Poți, luminiță? Nu. No. Monociclurile se isprăvesc decât. Deci deșertul s-a transformat în piatră, cam așa e. Ne deshidratăm un pic. Bem apă de mers. Ne hidratăm deoarece soarele ne deshidratează. Da, ne hidratăm, da. Și aerul este sărat. Gata, am ajuns la dunele de zahăr. Uite-le, chiar de aici se încep. Și continuă până încolo, până lângă plajă.
Este foarte, foarte frumos. Sunt niște dune cu nisip alb, alb, alb. Cât de tare! Nu vrei să mergem pe aici sau vrei lângă plajă? Uite, sunt și... Wow, câte camele sunt! Hai lângă plajă! Hai lângă plajă, ok. Văd că este drum și pe aici, dar nisipul ăla e super moale și nu știu dacă azi putem merge cu monociclu. Da, da. Cât de frumos! Wow! Salam aleikum! Salam aleikum! Hai! Hai! Când stai și se uită la wow, noi? Wow, cât de mari camilele astea! Nu știu dacă am văzut chiar atât de mari până acum. Ce fain! Uite, am ajuns acum înapoi lângă plajă și chiar aici sunt dunile de zahăr și nisipul alb. Nisipul aici este foarte, foarte fin și monociclurile noastre nu pot să meargă pe aici. O să încercăm să urcăm duna aia așa. Aici este și un cort, dar nu cred că este populat de cineva. Ia, și o toaletă. Lumea vine aici 4x4. Dar de departe pare că e alb, dar de aproape are și niște nisip mai gri. De data asta ne-am pregătit, suntem bine îmbrăcați cu Adidas ca să nu intre nisipul în încălțăminte fierbinte. Auzi, Luminița, dar noi trebuie să nu luăm monociclurile de Sania. Da! Mamă, dar cât e de frumos, wow! Cât e de fain! Ia uite curbele astea, vârfurile. Aici sunt niște mașini 4x4 și acolo este un overlander cu parapanta. Cât e de fain. Hai, mai dăm un pic. Wow! Bă, ce fain! Asta e și mai înaltă dună. Wow! Nu știu de înaltă dună. Cât e de frumos! Mamă, chiar că e spectaculos, de zahăr. N-am cuvinte. Wow. Ia uite, aici este pudră de zahăr mai albă, vezi? Vrei? Nu mai ești la dietă. Wow. Eu să încerc să merg cu monociclu pe aici. Poți și-a luat monociclu, vrea să încerce să meargă pe vârful dunei. Dar nu, e super moale, nu se afundă, nu merge deloc. Este prăbușești. Hai că ai mers un metru. Uite și de tare se afundă. Mamă, mamă, dar cât e de frumos. Wow, nu vine să cred. Wow. Este așa o aree de la munțișorii aia. Și așa sunt, da, între niște munți nu foarte înalți s-a format dunile de zahăr. Incredibil, priviți, priviți. Și de fin. Wow. Dar nu-i fierbinte nisipul. Nu-i fierbinte, da. Wow. Parcă-i făină. Da, da. Apropo, e mai fin decât cel din Maldive. Da, da, e foarte fin. S-a umplut deja încălțămintea.
frumos aici la dunele de zahăr, dar dacă sincer nu sunt dulci, simt nisipul printre dinți. Și nu-i dulce, da? Crâșnește atât de tare. E și gustare, dar... N-are niciun gust. Deci zahăr care nu-i dulce, ați mai văzut? Dar nu doar îmi scrâșnește printre dinți nisipul ăsta, dar priviți, suntem pur și simplu plini de nisip. Și noi tocmai am făcut baie. Eu sunt încălțăminte, aici e plin, plin de nisip din asta super fin. Da, avem o pernă moale de nisip de zahăr. O, trebuie să luăm cu noi mostră. Și nu... Eu? Nu se curăță. Cel mai rău este că suntem transpirați și el s-a lipit de noi și acum la fiecare mișcare ne roade. Nu e bine. Hai, mergem înapoi. Am lăsat monociclul jumătate de oră aici și uitați-vă cum nisipul a ocolit și a format așa un fel de loc, să zicem așa, după forma monociclului când l-a suflat. Foarte frumos locul, până aici este drum și mașinile 4x4 pot să ajungă aici. Priviți, chiar sunt câteva, două sunt, una după dună în partea aia. Cineva a venit chiar cu parapanta. Este vânt destul de puternic. Văd că au ridicat-o inițial, dar văd că au dat-o jos. Nu vor să zboare cu parapanta. Iar mai încolo, spre capătul dunelor, este o crescătorie de creveți. O să încerc măcar la vale să merg pe monociclu. Mă dau cu două cu monociclu pe dună! Wow! Coaste! Cum te simți, Coaste? M-a speriat. Fain! Și ăsta e moale, ăsta e ca zăpada, numai că zgârâie. Nu, chiar e foarte moale, poți să cazi aici, nicio problemă. S-a intrat în barbă. E, nu, nu trebuie, uite, ia, ia. Ăsta nu se ia, ia că uitați-o. Se ia o parte așa, dar mai mult nu se ia. Păi, ești transpirat. Da, fața. Da? Barba, nasul. Ai luat o gură de... Da, un pic sugar. Este, dar nu-i dulce. Sunt sugar. Oi, tot normal, nu ți-a rupt nicio mână. Ei, tu, ți-ai moale aici. Ba, tu n-ai văzut cum ai sărit? E moale aici, parcă a sărit în pup. Uitați-vă aici câți pești morți! Aici uitați-vă toți cât unul lângă altul stau. Asta-i tuna sau ce fel de pești? O, încă o broască. Dar de ce atâtea? O pată așa de incredibil cât de verde este pe aici, priviți câtă vegetație de care vrei. Cu frunze late, rotunde, fără frunze, spini, tot ce vrei, numai nu din astea înalte, nu văd. A, uite acolo sunt ceva tufișuri, niște arbuști mici, dar în rest este așa o iarbă interesantă. Spini. Ui. Chiar dacă e deșert, că aici este destul de multă verdeață, verde, verde, frumoasă. Am observat că sunt așa un fel de suculente, iată, priviți, așa frunze, pline cu apă. Foarte interesant. Această suculentă însă este cea mai interesantă. Ea are niște biluțe.
sunt mai, mai îndată să sparg. Iată de unde cămilele fac rezerve de apă. Ce tare! Bă, ce câtă apă ele conțin! Wow! Cât lichid au! Întoarcere, am hotărât să mergem pe plaja aceasta de lângă Sugar Dunes și am întâlnit un obstacol. Este o stâncă care întretaie această plajă și trebuie să mergem peste ea, pentru că am zis că să luăm alt drum înapoi. Da. Și aici nu este drum, este pur și simplu stânca asta. Mi-e cam frică, dacă sincer, pentru că pot să fie scorpioni, șerpi, șopârle, mai știu eu ce. Da. Apropo, sunt și animale sălbatice, periculoase pe aici. Sunt pantere, lei, am uitat cum le mai zice, un fel de căprioare, da, lupi, vulpi și hiene. Pua! Sper să nu facem cunoștință cu niciuna dintre care le-am enumerat. Da, avem de mers un pic. Oh, uite, pe aici trebuie să mergem. Am luat iar un drum greu. Hai că am dat de drum. Yay! Mai avem un pic până acolo. Ne-am bucurat noi de Sugar Dunes, dar problemă, bateria la monociclu meu este pe sfârșită și mai avem încă o grămadă de mers până să ajungem la mașină. Cel puțin 5 km. Uite, se zărește acolo mașinuța noastră, căsuța noastră, dar nu știu dacă o să ajungem. Mi-arată că mai sunt, mai am de mers, cred că vreun kilometru, nu mai mult. Haideți să încercăm să facem regenerare. Eu sunt împing, așa. Așa? Așa, și tu las-te un pic în... nu, stai. Hai, trebuie un pic mai mare viteză. Avem noi o metodă cum să reîncărcăm monociclul. Când merge la vale, se regenerează. Și acum avem noi o metodă să amăgim un pic sistemul ăsta. Hai. Trebuie o frânghie, cu o frânghie mai bine ar fi. O leacă mai mare viteză, că încet n-a spus să înțeleg echilibru. Eu mă las pe spate și parcă aș merge la vale. Și astfel se regenerează curent. Ei, mă rog, poate nu se regenerează, dar cheltui mult mai puțin energie. Da. Eu nu pot să înțeleg echilibru normal, trebuie să mă obișnuiesc. Vezi cum umblu cu monociclul. O să ajungem acasă și deja e ora de mâncare, de mult suntem flămânzi. Aoleu. Uite, dacă se termină bateria, avem vreo două ore de mers. Oh, ce greu. Dacă se termină bateria, da, avem vreo 2 ore. Mai repede, mai repede mergi, că viteza e prea mică. Când vezi că încetinezi, tu dă-te înapoi, că eu poate îmi pierd echilibru. Ok. Hai. Leacă mai mare viteza. Gata, gata. Ui, stai. Nu putem, nu. Stai, trebuie să mă îndrept ca lumea întâi. Căsuța noastră este tocmai în capul ăla, care nici nu se vede, de fapt. Noi o vedem abia, nu știu câți kilometri, vreo 8 km până acolo și nu știu ce o să facem noi. Sperăm să găsim o soluție. Așa, Luminita, încercăm o altă variantă, o să încerc să trag cu frânghia. Iată, am găsit o frânghie. Sunt o grămadă de deșeuri pe plajă, da. Așa că... Bă, ce de trainic? O luăm acasă. Am găsit-o îndată cum ne-a venit ideea. Da. Tu trebuie să ții așa, ca să te trag de centru, știi, nu dintr-o parte. Aha. Și eu tot cumva să țin așa, ca să nu-mi pierd nici eu echilibru. Păi trebuie să o legi de tine? Hai, dă întâi așa, încercăm simplu. Hai, mergi. Opa. Hai. Tractare cu monociclo, mai încercat cineva? Hai, o leac de viteză, o leac de viteză. Wow, da! Merge? Da! Uhuu! Tractare cu monociclo, ați mai văzut? Iuhu! Va trebui să fim atenți.
înainte, de parcă aș merge în vale. Prea tare! Uite, așa funcționează. Hai, Costi, dă-i! Parcă-s la Săniuș, știi? Costi, tu ești husky și eu Sania. Dar-mi place! Luăm frânghia acasă și mai încercăm. Avem un pic, merge mai scurtă varianta noastră, deja se vede casa, dar se pare că acolo mai sunt niște oameni, nu știu, sunt vreo două mașini, pare că. Wow. Am lipsit ceva timp. Cine fi, oare turiști? Ia uite, ești încă o frânghie mai bună. Nice, very nice. We've been up to the sugar dunes. And very beautiful, yes. În sfârșit am ajuns la vânul nostru. Cu chiu cu bai, dar uite că am ajuns. Și acum am uitat la monociclul luminiței, arată 15%. De la cât procente? De la 5, erau la 5% și am avut 15%, adică chiar s-au încărcat. Deci o soluție, life hack, tot timpul să aveți o funie cu voi. Dacă cineva, dacă călătoriți în 2 și la 1, bateria e mai slabă, asta e o idee bună ca să tractați monociclul. Numai că odată ce arată la o baterie deodată și considerați că nu ajungi la destinație, că dacă rămâneți fără baterie, monociclul poate să nu se pornească deloc. Da, așa că mai bine, da, din timp. Da. Frânghia asta o luăm cu noi, da. O să ne mai prindă bine. Așa că, da. Erau aici niște domni care au venit și ei să vadă locul ăsta de sus, ne-au întrebat drumul, vor și ei să meargă încolo, dar chiar merită. Și mai ales că ei au mașini 4x4, așa că cu siguranță vor să ajungă. Sunt și ei niște turiști. De unde vin? Știi? Accentul ori e australian, ori e englez. Da, cred că. Gata, am mâncat, am făcut o băiță și acum este timpul să plecăm. Din păcate, soarele apune deja și noi trebuie de urgent să găsim un loc de campare cu semnal mai bun decât aici. Aici semnal ba este, ba nu, în special seara, ieri am avut probleme mari cu semnalul. Așa că va trebui să găsim un loc unde este semnal mai bun. Locul de campare unde am vrut să ajungem azi este la 2 ore de condus de aici, dar cu siguranță o să fie noapte până ajungem acolo. Vedem ce facem. Poate ne oprim în drum undeva. Vedem. Țestoase mor pe aici. Uite, am dat de o carapace de țestoase. Arată ciudat. Are o piele deasupra care s-a cojit și aici parcă sunt coaste. Vedeți? Chiar că are niște coaste aici. Neața, dragilor, nu am mai ajuns la punctul destinației unde am vrut să mergem noi. Am campat însă nu departe de unde am campat și noaptea mai trecută. Am găsit un loc mai liniștit, însă aici este mai mult vânt astăzi în special. De fapt, în locul ăsta am stat campați o zi, practic, să zicem așa, două nopți. Ieri am stat aici și am lucrat. Și ieri vântul bătea din direcția aia și era ok, adică la noi nu intra în ușă vântul. Iată, dacă mă dau după mașină, e ok. Dar acum s-a schimbat vântul fix invers
Aici e mai bine, hai să vorbim aici. Acum s-a schimbat vântul fix invers și a devenit încă mai puternic decât ieri. Mai ales că ieri a fost o furtună teribilă, așa, a durat destul de puțin, vreo 10 minute. Și practic furtuna aia a schimbat direcția vântului. Am găsit un loc minunat de campare, nu este absolut nimeni. Ne-am bucurat de priveliști și totodată am lucrat la vloguri și la viitorul nostru proiect, de care v-am mai spus și o să aflați mai târziu. Aici este o plajă foarte frumoasă cu un fel de tentă roză. Acolo de fapt sunt un fel de melculeț roz așa și are mai multe părți roze așa. Foarte frumos se vede de sus, cu excepția gunoiului. Aici pe plajă văd foarte mult gunoi și asta din păcate nu ne place absolut deloc. O parte probabil este adusă de pe mare, altă parte probabil este suflată de vânt de pe țărm. O parte este suflată de pe țărm și se adună foarte mult gunoi aici chiar pe plajă. Este o plajă cu vreo 100-200 de metri foarte în față și la reflux aici apa se practic dispare, iar când e mareea de sus, apa vine până aici și plaja devine încă mai frumoasă. Noi suntem la reflux și din cauza asta nu se vede atât de frumos. Astăzi însă sper să ajungem la locul unde noi ne-am propus de alaltă ieri.